Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Smart HR de astăzi. O am alături de mine pe Andreea Georgescu, HR Manager în categoria Advisory la Mazars. Bine ai venit, Andreea! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. Sper să avem o discuție captivantă și să-i învățăm și pe ceilalți ce înseamnă HR-ul din punctul tău de vedere. Te-aș întreba prima dată ce înseamnă Mazars, cine este și ce face Mazars. Bună, Gabriela, mulțumesc pentru invitație și pentru deschiderea de a rula la sediul Mazars. Despre noi pot să spun câteva lucruri. Tocmai am făcut un rebranding al companiei la nivel global și atunci am informațiile chiar proaspete în minte. Avem o istorie de vreo 75 de ani. Noi suntem firmă de audit și consultanță. Chiar și în piața din România, cei mai mulți ne asociază cu serviciile de audit financiar, bineînțeles, dar în timp, la nivel global, am dezvoltat și alte servicii, consultanță în fiscalitate, de exemplu, sau contabilitate pentru clienți, sau salarizare și administrare de personal pentru clienți, iar mai nou, în ultimii 20 și ceva de ani, zona de advisory este foarte dinamică și atunci acoperim și acele servicii pe care clienții le solicită sau au nevoie de ele pentru a acoperi diverse riscuri sau oportunități. Noi ne cam axăm pe zona de oportunități, inclusiv în zona de resurse umane. Și când spun oportunități, ne gândim la eficientizări, fie de procese, fie de automatizări, da, care pot să aducă beneficii financiare pe termen scurt, palpabile pentru clienții noștri, dar mai sunt și alte servicii care sunt solicitate în demersurile de fuziuni și achiziții, de exemplu. Și multe altele. Pot să vorbesc o oră numai despre serviciile avem noastre. Avem doar 25 de minute astăzi. Tu nu ești implicată în departamentul de resurse umane intern, da? Nu mai faci consultanță pentru clienți. Practic, ai cumva o viziune externă asupra ceea ce se întâmplă în alte companii, ceea ce nu este rău de altfel. E probabil o provocare pentru că sunt lucruri diferite și de la fiecare ai câte ceva de învățat. Din perspectiva pe care ai putut să ți-o faci tu în ultimele luni, 6 luni, da, de această situație, cum merge HR-ul în România din perspectiva ta? Cred că prima reacție pe care o au mai toate echipele de HR este vis-a-vis de schimbările legislative și atunci inclusiv solicitările către noi vin în a-i ajuta să interpreteze cum anume trebuie să aplice. Deci asta este prima lor grijă, primul lor stres, mai ales că au fost și modificări care nu au venit cu o claritate pentru noi mediul de afaceri. Al doilea lucru se orientează într-adevăr către zona asta de eficientizare. Unele companii începuseră această călătorie de ceva vreme, doar că această criză, să spunem așa, în care nu ne lasă să ne mai întâlnim, îi obligă să accelereze. Sunt și companii care încă nu iau în calcul aceste eficientizări, nu le înțeleg încă, dar deja vorbim de o creștere a interesului vis-a-vis de aceste tipuri de servicii. Ce mai este interesant de văzut este faptul că s-a conștientizat că noi nu știm să lucrăm într-un mediu virtual, mai ales în România sunt foarte puține companii setate de la început să lucreze în astfel de condiții și atunci în primele luni cred că a fost un proces de învățare pentru cei mai mulți cum colaborăm în astfel de situații. Partea bună este că au apărut și cursuri care să ajute și interesul pentru a vedea cum se pot reduce anumite probleme de productivitate pe care le-am întâlnit cu toții și practic să creștem și moralul oamenilor care lucrează de acasă. Și da, asta cu moralul este o problemă foarte discutată și este destul de delicată de altfel.
pentru că necesită niște skill-uri, eu știu, soft, foarte bine puse la punct, ale liderilor, indiferent la ce nivel sunt ei. Lucru care nu știu dacă a fost foarte bine stabilit înainte sau setat și așa mai departe. Adică inclusiv acești lideri au nevoi de a învăța și a se dezvolta pe partea de soft skills. Pentru că este una să comunici cu un om face-to-face, alta virtual. Și nu e numai comunicarea. Știi cum e? Când vin la tine, mă întâlnesc cu tine pe stradă, te văd. Ești mai tristă, zâmbești, mai grăbită, mai... E, la telefon, dacă te sun, eu nu știu cum te nimesc. Știi? Adică poate înainte, tocmai, nu știu... Da, nu știu, ești acasă și copilul a spart o vază, zic și eu, da? Da. Și atunci eu trebuie să-mi dozez tot speech-ul, astfel încât să ajung acolo unde trebuie. Și nu este ușor. Nu este ușor. Noi am făcut de curând un studiu și chiar acestea sunt concluziile pe care le-am și semnalizat în piață. Relația cu managerul direct, deși se întâmplă o comunicare zilnică pe teme de serviciu, nu există acea conectare și se reclamă. Plus sunt foarte mulți care au spus cu subiect și predicat că fiecare companie trebuie să angajeze un psiholog pentru a putea fi disponibil în situațiile în care lucrurile depășesc competențele pe care noi le-am dezvoltat până în acest moment. Pentru că, da, nu se mai rezumă totul la ce facem pe fiecare proiect în parte, ci și la în ce cadru ești obligat să operezi. Și oare se întâmplă lucrul ăsta? Angajează companie psihologi? N-aș putea să spun în momentul acesta o creștere sau o cifră concretă. Înțeleg că există deja o preocupare. Am văzut și declarațiile marilor furnizori de servicii medicale că au început să contracteze din ce în ce mai mult serviciile de consiliere psihologică către companii. Cât exact se întâmplă acest lucru, nu pot să spun. Pentru că înainte de această perioadă erau companii care începuseră să se preocupe de well-being, de echilibrul psihic și echilibrul între viața personală și viața de profesională, de mindfulness și așa mai departe. Dar bine, lucrurile astea se făceau într-un fel atunci. Acum s-a schimbat total abordarea, chiar exact. Dacă vrei să faci eu știu, activități, da? De well-being, nu mai poți face, că înainte te adunai, să zicem, la birou, făceai niște activități fizice, poate, sau psihice, sau, eu știu, ascultai o muzică și beai un ceai împreună cu colegii. Acum lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Chiar dacă te întâlnești la cafea dimineața, fiecare cafea a lui, da. Nu e același lucru. E complicat, într-adevăr. Vom vedea încotro vor merge lucrurile. Spune-mi la Mazars, cum s-a petrecut această schimbare? Cum ați făcut voi lucrurile aici? Ce pot să spun este că odată ce ne-am mutat în sediul acesta, din punct de vedere tehnologic, eram pregătiți să lucrăm de oriunde. Și acesta a fost cel puțin o bătaie de cap mai puțin, da? O grijă pe care a trebuit doar să o gestionăm din perspectiva transferului echipamentelor de aici în confortul propriului cămin. După aceea ne-a luat și nouă ceva vreme să ne acomodăm cu ședințele care erau recurente. Pe de altă parte, cred că cea mai mare preocupare am avut-o de cum ne întâlnim cu colegii și cu clienții. Aveam evenimente stabilite pe întregul an, cum le facem. Nu se mai puteau întâmpla față în față și atunci, practic, în două săptămâni am rulat deja primul webinar dedicat comunității de afaceri din România. A fost un proces de învățare pe repede înainte și cu clienții și cu angajații. La partea cu angajații s-a cerut tot timpul feedback, tot timpul s-a luat pulsul, ceea ce a fost un
instrument de mare ajutor, măcar să ne ghidăm ce e de făcut cu cei din echipele pe care le are fiecare în parte. Încă nu s-a găsit acel echilibru, așa cum nu s-a găsit nicăieri în acest moment. Continuă acest proces de învățare, mai ales că lumea aștepta să existe un punct de final al acestei crize sanitare și să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri. Ori din vară se vorbește deja de noua normalitate și liderii la asta lucrează. Care va fi această normalitate, ținând cont și de feedback-ul oamenilor, că ar vrea totuși să lucreze și de la birou o zi, câteva ore sau cumva să aibă acele interacțiuni necesare în proiectele pe care sunt ei responsabili. Da, probabil că una dintre cele mai mari provocări în acestei perioade este lipsa predictibilității. Nu știi ce se va întâmpla nici măcar a doua zi, pentru că putem să auzim de niște cifre de îmbolnăviri fabuloase sau, dimpotrivă, foarte joase. Și atunci, ce hotărâre ei? Nu mai vorbesc de domeniile direct afectate care, na, la ei, ce să mai zici, eu nu știu cum trec prin asta, dar asta e. Asta este într-adevăr o foarte mare problemă și e greu să vezi luminița de la capătul tunelului. Nu știi când va fi, dacă va fi, cât de mare sau cât de mică va fi. Da, ce să zic, trebuie cumva să ne adaptăm să facem față, da, noi normalității, noului coronavirus, toate lucrurile sunt noi pe lumea asta, se pare. Dacă ar fi să dai un sfat două companiilor să treacă poate un pic mai bine prin această perioadă, din punct de vedere al resurselor umane, ce le-ai comunica? Sunt două lucruri. Stați aproape de oameni în a comunica cu ei și despre altceva decât ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi. Și al doilea lucru, faceți lucrurile mai ușoare pentru toată lumea. Procesele să fie mult mai simple, astfel încât să se piardă mai puțin timp făcând lucruri inutile până la urmă. Și acesta este cam examenul pe care îl trec marea majoritate a companiilor. Cele care se vor încăpățâna să rămână și să ruleze aceleași procese vor fi mai puțin eficiente din punctul nostru de vedere și a celor care lucrăm în zona aceasta cu date și cu analize pe timp, pe productivitate. Da, mai aproape de oameni și aici e o altă discuție. Așa este. Pentru că și asta se manifestă în mod diferit în funcție și de domeniul de activitate și de tipul companiei, cât de mare, cât de mică este, de aptitudine liderilor, evident. Și eu cred că, uite, tot spuneam mai devreme apropo de psihologi, probabil că este un serviciu care probabil ar trebui dezvoltat și este o oportunitate pentru cei care activează în acest domeniu, chiar dacă și aceste ședințe probabil că tot online vor fi făcute, dar na, asta este contextul. Andreea, spune-mi, cum ai ajuns tu să faci HR? Și cam care a fost așa drumul tău în acest domeniu? Râd pentru că eu am început să lucrez în HR fără să știu că fac HR. Așa. Eram în facultate și știam în perioada aceea că am nevoie de experiență și așa m-am băgat într-un proiect al unui ONG unde trebuia să recrutez voluntari, să formez într-o anumită metodă, să fac evaluarea activității împreună cu un director de la un centru județean de supraveghere a copiilor și asistență socială. Așa, abia 3 ani mai târziu am aflat că ceea ce se întâmpla acolo se numește resurse umane și asta odată ce am început un master în această direcție. Și e o situație comică, dar cu siguranță m-a ajutat să înțeleg că este un domeniu în care îmi place să lucrez. După aceea am început în corporații româno-germane, corporații olandeze, franceze, în momentul acesta sud-africane și așa mai departe.
Cum am ajuns să cresc aici a fost simplu să cer. Vreau un alt proiect, vreau un alt proiect, vreau altceva. Și acesta este modul prin care practic m-am rotunjit ca profesionist de resurse umane și am putut să-mi dau seama care este aria în care mă simt cel mai confortabil sau care mi-aduce mai multă satisfacție în acest domeniu. Multe au venit și deodată și cu cursurile din afară, cu certificările în zona de compensații și beneficii, de organizational development, de evaluare de competențe. Deci lucrurile se așează element cu element în cariera mea, cel puțin. În ultimii ani, pe de altă parte, constat că a venit natural nevoia de a interacționa cu oameni din afara companiei, în primul rând pentru că învățăm mai ușor din comunitate, descoperim mai ușor cum putem să ne ajutăm. Inclusiv acest lucru mă animă în ultimii ani, pentru că pot să ajut fără foarte mult efort, fiind disponibilă către diverse nevoi care apar în jurul meu. Deci este o carieră construită pur și simplu an cu an, proiect cu proiect și om cu om care a intervenit în viața mea. Ceea ce nu știu dacă este neapărat ceva neobișnuit, cam toți prin acest traseu trecem. Bine, la noi în țară cel puțin nu există un mediu academic foarte organizat din punct de vedere al studiului resurselor umane. Nu există o facultate în acest sens. Există cursuri de master, programe de master într-adevăr, care eu susțin în continuare și am mai spus-o prin emisiunile mele, că eu nu recomand să fie făcut imediat după terminarea facultății, pentru că ideea este să și practici un pic. Ori resursele umane este un domeniu, sunt un domeniu în care sunt multe funcțiuni. Nu poți să le faci pe toate. E bine să muști câte puțin din fiecare dacă vrei într-adevăr să ajungi într-o poziție de management în acest domeniu, pentru că e bine să știi cum se fac lucrurile și să poți evalua corect și resursele și timpul alocat și obiectivele și așa mai departe. Poate că cei care ies acum de pe băncile facultății își pot face un plan. Eu vreau să fac o carieră în resurse umane. Asta îmi place și vreau să urmez lucrul ăsta. Primul lucru pe care îl fac sau primele lucruri pe care le fac e să urmez acele cursuri de inspector de resurse umane, programe de master și așa mai departe. Ce ai sfătuit tu să facă? Am un sfat care se aplică indiferent cărui domeniu se vor dedica proaspăt absolvenții noștri, și anume problemele pe care le întâmpină la locul de muncă sunt examene pentru ei, să nu fugă, pentru că vor pica acel examen, vor rămâne fără diplomă de absolvire a primelor provocări. Spun asta pentru că există această tendință de, la nivelul celor tineri, de a fugi odată cu prima neplăcere întâlnită într-un loc de muncă. Valabil și în domeniul nostru. Al doilea sfat, care este mai pliat pe zona de resurse umane, este a se documenta și a face aceste formări în diverse domenii. De ce? Pentru că resurse umane nu înseamnă doar să știu codul muncii, nu înseamnă doar să știu cum se calculează un salariu sau ce înseamnă o recrutare cu câteva elemente de bază. Resurse umane înseamnă să îmbini toate aceste elemente plus multe altele pe care le descoperi odată cu experiența. Și atunci invitația mea către ei este: căutați să învățați continuu, cereți să vi se dea, pentru că doar așa vor putea deveni experți într-o zonă.
fie doar în zona de recrutare, că este o zonă foarte cerută în România în continuare, ținând cont de numărul de companii noi care intră în piață, sau să fie experți în zona de training și de învățare, practic, da, pentru companii, sau, eu știu, orice descoperă ei că le plac, ce să facă. Un lucru iarăși important este, e ok să-mi placă o singură arie, nu trebuie să fim toți generaliști. Da? Așa este. Este foarte bine să fim experți într-o arie. În felul acesta știm exact unde putem să aducem valoare în companiile unde lucrăm sau pieței în ansamblu. Și ultimul sfat, faceți voluntariat. Neapărat, pentru că sunt aspecte valențe în societatea noastră pe care nu le întâlnim la locul de muncă. Și atunci toate aceste experiențe vor completa nu doar experiența lor de viață, ci inclusiv investiția, valoarea personală pe care pot să o aducă în diverse... Le va dezvolta inteligența emoțională. Cu siguranță. Da. Am văzut că vrei să te implici sau ești implicată deja într-un proiect legat de inovație în resurse umane. Poți să ne spui puțin care este obiectivul, ce urmăriți cu acest proiect? Spuneam deja că multă lume înțelege că și în resurse umane este momentul inovației. Dar inovație, să nu ne imaginăm că vom scoate la suprafață ceva ce nu există. Automatizările sau proiectele care merg în zona aceasta de e-learning. Ce facem în momentul acesta împreună cu partenerul nostru Corneliu Fecioru este o evaluare a deschiderii pieței a echipelor de leadership în mod deosebit către un alt tip de învățare, tocmai pentru că suntem într-un alt cadru. Noi vorbim de 10 ani de e-learning, de blended learning mai departe, dar prezența lor sau gradul de utilizare în România este foarte scăzut. Și cu atât mai mult la nivelul echipelor de leadership. Și practic ce încercăm acum să descoperim este acest grad de pregătire, readiness, cum îi spun americanii, pentru un alt tip de învățare, pe de o parte, uitându-ne sau folosindu-ne de aceiași mentori la care înainte de 2020 martie mergeau aceste persoane. Mă refer la profesorii de la INSEAD sau Oxford sau Harvard și așa mai departe, pentru că iau programe online pe care le livrează. Și deocamdată nu dau mai mult din casă pentru că vrem să păstrăm această surpriză, care cred că va fi o surpriză chiar și pentru noi care organizăm, având niște ipoteze, dar nu știm sigur dacă le vom confirma. Așteptăm cu nerăbdare cele două întâlniri cu echipele de leadership și cu câțiva oameni de learning din corporații mari, unde există nu doar bugetele, ci un efort considerabil în a educa întreaga masă. Exact. Da. Emisiunea noastră, credem noi că este urmărită de foarte mulți specialiști de resurse umane și lideri. Este ceva cu care ei te-ar putea ajuta și putem să le comunicăm acum? Da, să răspundă invitațiilor noastre pe subiectul acesta și să participe la acele evenimente online, bineînțeles, unde putem descoperi împreună cum anume desțelenim poate și acest canal de învățare continuă pe care liderii de regulă îl inspiră celor din echipa lor. Deci îndemnul nostru este să o căutați pe Andreea Georgescu pe LinkedIn, da? Da. Să intrați în legătură cu ea și poate dați o mână de ajutor la inovație, iată, a domeniului HR în România, cel puțin. Da. Andreea, uite, s-au făcut și cele 25 de minute alocate. Mulțumesc frumos pentru această discuție. Sper ca îndemnul nostru și call-ul nostru for action să aibă rezultate și să
aveți un aport cât mai important în acest proiect, pentru că eu îl consider foarte, foarte oportun în acest moment. Și noi considerăm, suntem destul de entuziasmați de această inițiativă și cu siguranță e doar primul pas categoric piață. O să urmăresc proiectul oricum. Da. Sunt pro-inovație și să sperăm că o să aibă rezultatele pe care vi le doriți. Mulțumesc. Eu le mulțumesc frumos telespectatorilor noștri. Eu sunt Gabriela Roșca, ați urmărit Smart HR. Vă așteptăm și la emisiunile viitoare. La revedere!